Bună ziua! Astăzi pregătim sărățele în formă de faguri, coapte în formă de faguri. Avem nevoie de 500 de grame de făină, peste care am pus o linguriță de sare. Pun și două lingurițe de chimen. Dacă nu vă place, nu puneți. Puneți ce vă place. Și 125 de grame de unt. Untul îl punem peste, așa rece. Îl punem peste făină și îl amestecăm ca la tartă până obținem o cocă nisipoasă, nu se amestecă bine untul cu făina, se mărunțește. Cel mai ușor așa dăm pe răzătoare untul amestecat cu făină și se mărunțește bine, se amestecă bine cu făina. După ce am obținut un aluat nisipos, s-a amestecat bine untul cu făină, punem telemeaua, radem telemeaua, 125 de grame de telemea. Dacă aveți o telemea mai sărată, nu mai puneți sare. La mine telemeaua nu e atât de sărată. Punem și oul. Amestecăm. Laptele, puțin câte puțin, și apoi frământăm o cocă și vom face biluțe cam de 20 de grame și coacem în forma de faguri. Cam așa arată aluatul și acum începem să formăm biluțe de 20 de grame circa, cam cât o nucă potrivit de mare. Și apoi le coacem în forma de faguri. Am încins bine forma și le întindem așa, cam cât forma. Apăsăm bine. Le întindem cu făcălețul și apoi apăsăm bine, bine. Și le coacem la foc iute. La primele trebuie forma neapărat unsă cu ulei, că altfel se lipesc. Și le uscăm cât vrem de mult, le coacem cât vrem de mult. Așa este de subțiri dacă le întindem cu făcălețul. Dacă nu vrem să le întindem, mai dăm cu puțin ulei. Dacă nu vrem neapărat să iasă atât de subțiri, presăm puțin între palme și o punem și apăsăm bine. Ies la fel de gustoase, numai că nu sunt atât de subțiri. Așa întinse ies mai subțiri, dar este mai mult de muncă. Acum, cum preferați. Mai crocante. Crocante sunt și ca fagurii. Compoziția este aceeași. Se coace un pic mai greu și rămâne mai groasă. Așa iese ca fagure. Exact ca un fagure, numai că este sărat. Dar întinzându-le așa, ies foarte frumoase și uscate. Deci cam astea sunt diferențele. Așa este tip fagure, așa este întinsă puțin și așa este întinsă cât de mult putem. Deja foarte subțiri și mai crocante. Le-am copt pe toate, trebuie grijă mare să nu le ardem. Mai am una și la, aproape la fiecare dăm și câte puțin ulei. Trebuie puțină răbdare să le coacem. În rest, se fac foarte ușor. Mai ales dacă le lăsăm tip făguraș. Așa le coacem un minut pe o parte, un minut pe o parte.
Dacă le lăsăm așa, tip fagure, se fac foarte ușor. Și sunt mai grosuțe. Dacă le lăsăm așa, mai subțirele, dacă le facem așa mai subțirele, trebuie să întinse. Așa se coc. Rapid, rapid. Și așa sunt. Poftă bună!